Primul președinte al Republicii Moldova, Mircea Snigur, a decedat noaptea trecută la vârsta de 83 de ani. Vestea i-a întristat pe oamenii din Trifănești, raionul Florești, localitatea de baștină a politicianului. Peste sat, dar și în gimnaziul din localitate, care acum îi poartă numele, astăzi s-a lăsat o liniște apăsătoare. În biblioteca școlii am găsit-o pe verișoara fostului președinte. Mama Ninei Slimovski și tatăl lui Mircea Snigur au fost frați. La mormântare la tatăl meu au fost din ea fiecare an la cimitir. Se întâlni cu lumea din sat, când știe că vine Mircea Snigur, lumea l-aștepta la pod. Ultima dată ne-am întâlnit când gimnaziului s-a conferit numele Mircea Snigur. Pe șepragul cu lacrimi pe ochi. Chiar mi-aduc aminte. Un om de o raritate era. El găsea cuvinte pentru fiecare om, cum stătea din sat. Chiar de multe ori când venea la părinții mei, povestea, mai scurt, povestea viața de la oraș, tata îi spunea cum noi trăim. Cea mai frumoasă amintire a femeii din vremea când Snigur era șef al statului este atunci când ansamblul muzical din sat a mers la președinție pentru a-i ura Crăciun fericit președintelui. E, emoțional a fost, dumnealui ne-a așteptat, au fost și lacrimi. Și eram eu și era fratele meu, cu cordion. Am colindat nașterea Domnului, ăsta e colindul nostru preferat din sat. Și la urmă, o urătură. Noi nu suntem de la Ciucabuca, dar suntem de Trifănești, unde e vesel să trăiești cu pâine pe masă, cu radio în casă și cu sârbele cu foc pentru pace și noroc. Da. Și cu ce v-a mulțumit președintele țării? Un colac mare. Profesorii din localitate își aduc aminte cu drag despre ultima întâlnire cu Mircea Snigur. Ne amintim ziua din 1 septembrie când a fost la noi în sat și a fost prezent, a luat cuvântul cu noi, ne-a dat multe sfaturi. Dumnealui a fost un om cu inimă mare. Deci, multe lucruri am auzit și de la fostul meu socru, că a fost într-o clasă cu dumnealui și ne povestea pe vremuri cum învățau ei, cât de greu au învățat. Au învățat în satul natal, pe urmă au învățat în satul vecin, au terminat 10 clasă. Ne rămâne mereu în memorie, fiindcă a făcut foarte mult pentru băștinaș, pentru sat. În primul rând ne amintim despre ceea că a participat la redeschiderea bisericii din sat, care mulți ani a fost închisă. Ne-a susținut, a fost și oaspete în gimnaziul nostru. Avem o pierdere enormă. S-a stins din viață consăteanul nostru, primul președinte al Republicii Moldova. Eu cred că nu numai pentru localitatea noastră, dar și pentru toată Moldova. Faptele lui bune s-a stăruit pentru toată Republica. Totodată n-a uitat și de localitatea noastră. A contribuit și la infrastructura satului, a ajutat la construirea bisericii creștine. În casa în care a crescut Mircea Snigur locuiește acum un nepot de-al său. Strada pe care se află locuința de câțiva ani poartă numele fostului președinte. Sătenii au doar cuvinte de laudă despre familia Snigur. Un om cu suflet mare, a terminat agrara, a lucrat președinte la Băhărnești aici în Raibon. Eu știu, ea că cu Doamne ajută a pus școala în numele lui, gimnaziul Mircea Snigur. În o gradă, unde a mama lui, a dat loc la un nepot, Victor, cu casa acolo și trăiește un nepot. Nu a fost om rău. Nu și caz cum a putut, așa s-a dat stăruința pentru lume și a putut din partea lui, a făcut. În perioada anilor 1978-1981, Mircea Snigur a fost director general al Asociației Științifice de Producere Selecția și director al Institutului de Cercetări Științifice din domeniul culturilor de câmp din orașul Bălți. Foștii colegi i-au adus un omagiu astăzi. Era un om destul de liniștit, un om
să vă spun așa, am impresie că el înainte de a intre în discuții, din tăi analizat toată situația și după asta niciodată eu n-am auzit că el la cineva să, cum spun în limba rusă, să ridice vocea, să insiste acolo cu unde emoții, că ai, și așa mai departe. Очень конкретным и таким деликатным в отношениях с людьми, так и требовательным. Вот, требовал именно конкретно вовремя те, какие материалы или что надо было делать, какие дела завершить. Вот это было у него. То, что у меня осталось в памяти, скажем, о нем такое. И очень прискорбно, конечно, что он умер. Царство небесное, как говорят ему. Mircea Snegur a fost primul președinte al Republicii Moldova între anii 1990-1997.